Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din serialul nostru Demons from Subs. De această dată ne voi juca pe artă timsă de către Alex, o artă titulată Crazy Land. Și înainte să începem, v-aș ruga pe toți să apăsați și pe butonul de like dacă susțineți serialul și dacă vreți să o în continuare, bineînțeles. Haideți să strângem noi, fraților, peste 300 de like-uri, 400 de like-uri pentru acest episod. Știu că putem, pentru că suntem o întreagă brigadă aici pe canal. Bun, hai să vedem ce ne-a pregătit Alex aici. Văd că avem 6 nivele, comenzi, hai să vedem, comenzi. O grămadă de comenzi, șmecher, cărți. What? Se poate să fie cu armor stand-ul se rezolva prin spargere. Repetăm. Se poate să fie cu armor stand-ul se rezolva prin spargere. Ok. Ceva e ciudat. Dar hai să luăm armura. Cred că asta vreau să spună. Nu știu, probabil e din alte părți. Probabil e, nu știu. Probabil nu e din București. Ok. Și da, pentru cei care o să spameze după în comentarii că e de la schimbarea de versiune, știu că dacă schimb versiunea, nu se scrie tot pe sign. Dar trebuie să fie făcută harta default pe versiunea asta, nu pe altă versiune. De ce am luat și glesul? Acum am dat seama. Deci avem aici Diamond Sword cu șarne, șmecherie, bow, arrow, gapple și tot ce ne trebuie. Aici la tăticu. Avem niște cărți, hai să le luăm să le citim. Sper să nu se bugheze. Așa că am luat-o ei. Poveste! Într-o zi, în timp ce erai la ora de mate, cred că vreau să spună, ai adormit. Visei că un magician ți-a furat soția și te-a teleportat într-o lume ciudată. Tu trebuie să vin apoi în lumea reală pentru a recupera soția. Ha-ha, sunt și căsătorit, frate, ești nebun, după ce că visez în ora de mare. Salut, Zaza, aceasta e mapa mea pentru tine, se numește Crazy Land și sper să-ți placă. Nu uita să dai o notă la final. Foarte tare și reguli. Fără game mode 1, nu-ți sparge blocuri, nu-ți da spawn point, se dă automat când e cazul. Have fun, like la video. E regulă pentru mine sau... cred că pentru voi. Comenzi am dat. Bun! Cred că putem începe, oameni buni. Stai să văd așa. Să văd dacă e ok face-cam. Se vede ok, nu? Da, mă, se vede ok. Uite, se vede mult mai ok acum. În sfârșit nu se mai vede așa lăguit, cum i-ați zis și voi. Și hai să-i dăm drumul level 1. Oh, ce tare! Tir cu arcul! O dată fac. Uite oi noci care schimbă numele. Pentru cei care nu știu cum se fac aceste oi... n-am vrut să fac asta. Cred că e spawn point. Pentru cei care nu știu cum se fac aceste oi, trebuie să aveți o oaie, să aveți unde la un name tag pe care puneți numele noci, noci cu liniuță de aia jos, cu underline, adică, și îi dați rename oi noci, așa o să fac, o să schimbe culorile, ce tare. N-am vrut să omor pe aia, bad. Prin asta a trecut săgeata că a luat foc, dar nu... Ah, stai mă, eu trebuie să dau un minecart, bă. Am omorât oaia. Dude! Trebuie să dai mai în față, uite. Uite unde trebuie să dai, trebuie să fie distanța ceva gen așa, știi? O, bun. Bă, tu n-ai murit? Cred că trebuie să mor și eu. Ha, ha, murit acum. Bun. Spawn. Level 2. Care presupun că e un dropper? Dropper, dă-ți armura jos. Dar nu mi-a dat spawn point. A zis că ci că-mi dă spawn point când e cazul. A, da, poate... Tag life, ceva gen. 360 no scope, bitch. Spawn! Deci să mor dacă... M-am gândit așa când am văzut că cădem așa, de hilarious, să-mi bat piciorul dacă am crezut că o să nimeresc. Eu eram ceva gen... De doamne să nimeresc și văd că a dat domnul. Bun, level 3. Parcur. No, se putea o hartă fără parcur, oameni bun. Păi, dar nu se putea. Ioi! Ce săritură a fost acolo. Opa, opa. No, uite cât de repede. Trebuie... Tocmai vreau să zic, mă, uite cât de repede termin parcursul ăsta, nu înțeleg ce am făcut acolo la sfârșit. O dăm iar. Let's try again. Fără să mă opresc, because I can. Asta e, tati. Altă viață. Bun, spawn. Mamă, ce repede am trecut de nivelele astea. Level 4. TNT rand cu calul tău, dinner bone. Oh, am... Cred că e puțin tel cam handicapat calul ăsta. E, o, las-o, lăsăm așa. Când ajungi la, apasă repede pe, pentru că locul exploda. Good job! Acel moment când faci harta pe altă versiune și după muți pe 1.8 și se taie din semn. Sau mă rog, se taie din scrisul de pe semn. Dacă nu îl faci din prima, fă-l cu... Thank you for helping. Bă, da, a, așa. Bun, Dinner Bone. Nu-i nimic neregulă, domnule Dinner Bone. Ok.
Trebuie să fac o poză. Pac! Perfect! Să pun, dăm așa spoiler pe Facebook, să știe lumea. Let's go! Mamă, zici că trag cu mitraliera, ești nebun! Da, zicea tipul că trebuie să apăs repede pe buton pentru că va exploda, dar era foarte fascinat de chestia asta. Și acum am încă urechea. Nu asta. Și acum uite ce e aici. Ce fain. Se, mamă. Se extinde lava. Mamă, ce tare. Bun. Go. What the fuck. Deci până... Se pare bine sau până aici a ajuns să exploze dacă au căzut astea de pe perete, efectiv. What the fuck. Level 5. Mob Arena. Despre difficulty hard. În sfârșit cineva care n-a uitat să spună să schimb dificultatea. După ce termini butonul care te spawn, fuck you science, trage de manetă. Ah, mai vrem. Ah, nu-i nimic anormal. Perfect. O să mor. N-am... Am uitat să mănânc apple. Mănâncă. Doamne, câți dinner bomb pe aici. I will fucking kill you guys. I will fucking kill you. Don't come my way. Mori! Haha! Bă, dar de ce tot? Uite, ăsta nu-i cu capul în jos! Haha, ce fraier! Haha! Doamne, de ce tot aveau numele Dinner Bone? Ce tare! Mamă, încă un spoiler foarte tare! Bă, dar asta doar cu capul în jos! De unde n-ai băut ținta aia? Haha, Zaza Andrei 2015! Oba! Da, de fapt, nu prea mă nimerește. Dar pe aia niște care sunt invers, sunt pe invers. Deci toți ăștia de ce sunt pe invers? Vă dați seama ce era aici înainte să vin eu? Hai de capul, nu vreau să mă gândesc. Până și invizibile sunt blazurile din soate azi. Oh! Haha, nu mai e invizibil. Fraiere. Juc! Juc! Perfect! Mai vreau o dată, mai vreau o dată. Trebuie să mai dăm o dată. Pac! Uite ce frumos. Deci nu știu de câte ori, de câte ori să trag de manetă. Trage de manetă. A, doar o dată zicea. Păi, de bun am tras noi aici. Haha. Eu am apăsat click dreapta înainte să... după ce a explodat, de fapt. Deci, da. Pe la nici l-am văzut că era cu capul în jos, dar pe angelul ăsta și porcul ăștia sunt penal, mă, nu ai ce zice. Nu, bun! Hai că ne-am descurcat aici. Mai am poison, mai am poison. A, eu... Ce noob sunt, de-aia muream așa repede, că n-aveam. Nu știam de ce m-au omorât atât de repede mobii ăștia și n-aveam armura pe mine, de fapt și de drept. Spawn! Bă, am trenat nivelele, cred că level final, pac! Ai ajuns înapoi în lumea reală și l-ai găsit pe vrăjitor. Acum trebuie să... cu el pentru a-ți recupera. Dă-te pe ar... Presupun că trebuie să mă bat cu el. Că nu să mă... Așa. Că nu sunt pe invers. Da, să știți și voi chestia. Chiar nu sunt pe... Final boss are 1000 HP. Ai de capul meu. Bun, sunt gata. Gata, tati, sunt gata. Mai mâncăm un gheppel. Și... Mai mâncăm un gheppel, că merge. Și... Go! Îi dau cu ăstea cu arcul. Ăsta se mișcă, ai de capul meu, tatai! Nu mă încoa, trebuie să-l punem la colț. Hai să-l... Eu dăm aici la colț. Și vă rog frumos să nu înțelegeți porcării. Deci am zis eu cu eu dăm la colț. Îi dăm cu sabia în cap la colț aici. Nu, nu, doamne feri. Ha, mă! Cât eu îi dau pe hit? Să știu cam câte hituri ți-l zic. Dacă îi dau 10 pe hit, deși nu cred că îi dau 10 pe hit, sincer să fiu. Dacă am trebuie să dăm ceva în el. Și el e un vrăjitor care îmi face mii de cât dă cu poison în noi. Oh my fucking god. I will shrek you. Shrek, ha. Atâta, ha, mă, mori azi. Mori azi, tata. Mori. Am murit. Ha, ha, l-am bătut pe fraier final. Puff. Ai bătut vrăjitorul și ți-ai recuperat. Dar profesorul... Matematică ți-a visul. Ai bătut vrăjitorul și s-ai recuperat, dar profesorul matematică ți-a... Ah, gata, deci fiți atent, trebuie să legăm totul. Ai bătut vrăjitorul și ți-ai recuperat nu știu ce, dar profesorul de matematică ți-a stricat visul. Că eram în ora de mate și visam. Mamă, ești nebun. Sper că ți-a... Sper că ți-a dat o notă și dacă mai vrei... Bă, presupun că m-ai întrebat dacă mi-a plăcut mapa sau spui că sper că mi-a plăcut mapa și dacă chiar mi-a plăcut mapa, a fost o artă foarte faină din punctul meu de vedere și vreau și o game mode să vedem și noi pe aici. Și băi, fraților, se vede că e o hartă muncită, chiar a lucrat ceva la ea și chiar a, mie mi-a plăcut. Uite, uite cât de muncită a fost, gen toate chestiile astea nu se fac singure, mai ales chestia asta, săraca, doamne.
Once you were a tunnel. Odată a fost aici un tunel, dar... Pare rău. A trecut Zandri pe aici. Ha! Dar bă, fraților, cam asta a fost episodul. Mie mi-a plăcut harta și cred că îi dau un 19 hărții. Ai un 9. Eu zic că un 9 e foarte bun pentru această hartă, pentru că mi-a plăcut, dar n-a fost nici foarte, foarte, foarte wow să-i dau un 10, știi? Nu uitați să-mi trimiteți hărți în continuare pe adresa mea de mail, hărți@minecraftliniuțaromania.ro. Mamă, ce adresă lungă! Și ne auzim data viitoare! Eu am stat 30% pe toți! Ciao! De unde se închide? If no, haha, pa!